am pornit spre Puyo. Din această zonă se fac multe excursii în Amazon, dar ne-am hotărât să facem una pe cont propriu. Luăm busul local cu 2 dolari jumate și după căutăm alt mijloc de transport. Loc de scos bani, Banca Austro, gratis, niciun comision. Se intră pe poarta din spate și spre Puyo. Puyo, venim! Utilizez în caz de vic un avion mic privat. Amazonul în fața noastră! Abia acum începe. Scrie undeva pe drum, aqui empieza la vida, aici începe viața, ochii pământului. Am coborât în Puyo. De aici am găsit o combinație, mergem 2 km pe jos și o să găsim alt bus, ne-a spus o tipă de aici. Și mai mergem vreo 30-40 de km până de un loc foarte frumos din Amazon. Ajungem cu busul local în Amazon. Cu 3 dolari de om. Un tur costă cam 50 de dolari și se duce fix până unde ajungem noi. Nașpa că nu am putut să-mi iau sandaua de la repara, că era închis, nu s-a trezit omul și e destul de cald pentru Adidas. Dar e bine, dacă ajungem în Amazon, la 4 țări. Suntem deja în Amazon. Magazinașele. Trebuie să iei de aici tot felul de suveniruri. Din Amazon. Bulăria. Ți-am zis să iei slipul și costumul de baie. Păi nu era un stat. Locul de shopping. Tratamentele. Mare scald, aici se ia busul. La buseta. Busul stă în decere. În 4 minute pleacă, ne-a spus cineva. Ai, asta e. Bingo. Busul Pomona, Port Oriente. Și aici e Indișuri pe undeva. Asta e. Am prins la fix, am avut o minută să fac un pic și am urcat în bus. Asta e busul care merge spre Pomona. Pomona și coborăm înainte. Ne lasă fix în jungla. Ce teren de fotbal
Da, cu tipic peștele. Șamanism, jocuri tradiționale, canoe. Indiciuri! Spre Indiciuri! Dragi prieteni, am ajuns cu fix 4 dolari în Amazon, din Banios. Am ajuns în Amazon! Gura Amazonului în față! Ne-am întâlnit și cu un timp din Slovacia, care este de vreo 6 săptămâni în Ecuador. Porțile împărăției. Au fost făcute de strămoși aceste peșteri. Hai să intrăm într-una să vedem cum este înăuntru. Pregătește lanterna. Putem să intrăm mai din asta de jos, decât să urcăm în asta. Că acolo se urcă. E destul de mare tunelul. E mare, mare. Ah, fuck. Ai dat cu capul? Da. Păi aprinde lumina. Wow, rădăcina de la pom. Unde? Aici. Ești ceva, nimic? Zic, lilieci, nimic. Uhu, ce mare e. Nu se vede și ea? Așteaptă-o, băi. Păi aprinde lumină. Pumoyongo. Ce tare au făcut strămoșii mari tuneluri. Ieșirea până altă parte. Continuăm. E tot muntele. Apar n-am. A trecut un liac. Ăsta e mai înalt tunelul ăsta. Bă, mă, dacă se bagă în păr. Nu, se bagă, nu am nicio treabă. Vezi? Vezi că alunecă pe aici. Bă. Așteaptă-mă, băi. Uite, el deasupra, la ieșire. Wow, sunt o grămadă! Fuck! Aaaah! Sunt mulți? Aaaah!
urmează să fac alt tunel. Urcăm, urcăm. Am ajuns în locul de unde se poate observa mai bine Amazonul.
De ce? Uite-l. Falta también. Un besito, pero un besito. Una pose, Chucho está pasando de miedo, pero. ¡Ay! ¡Wow! ¡Chitale! ¡Bien pronto! Manténganse las piernas arriba, no bajes. Dos, tres, retira. Ay, 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 ay. ¡Olé! ¡Yuhu! Foarte multe locuri de intrat. Siga para arriba, chicos, me voy a quedar aquí. Aici o comunitate Puyo Pungo. Și miradorul, adică viul din Puyo Pungo. Și o grămadă de cascade prin împrejurim. Arco Iris, adică cascada Curcubeu. Și băi. Băi. Băi, băi, băi. Ne-am întors la bază. Ia uite capul de... Șarpele din Amazon. Anaconda. Ce mari sunt. Wow! Ce
face colier frumos. Ia uite-l. Cât de mare e. Și îl pune. Wow. Și colierul din tribul Ciociobimbi. Așteptăm să treacă un bus. Nu prea trec mașini prin zona asta. Puino oraș. În Puyo. Maleconul din Puyo. Furnicarul. Podul în față. Care colectează partea asta cu jungla. Am mai cunoscut un om nou azi. This is the name. One community, one national. No, no, so prieten. You can look. How is it dressed? Like. Yeah. Yes. Ne-am întâlnit cu el și stă în Puyo câteva zile și deja știe către acest loc. Aceste femei sunt parte din diverse comunități care încă mai există în Ecuador. Și dacă citim pe fiecare descriere, putem veni după aia să le recunoaștem după felul în care sunt îmbrăcate. Shuar era prima femeie, cred că asta e, cu castruna și mână sau cealaltă. Și omul nostru. Hai. Vauran. Vauran. Vaurani. Vauran. Quechua. Quechua. Shuar. Shuar. Ah, this one is Shuar. I was thinking that one that is one. Shuar. And that one? No, I don't, I forgot. I don't know. Puyo. Arado. Ciao. E vauranii care sunt cei mai interesanți. Pentru că stau... O comunitate vaurani. Da? Da, fix în locul unde am fost astăzi. Da? And they put something from the forest. So now they live close to the Vauran in the summer. They are living 20 meters. Hai să vedem de sus. It's not close like this. There are women from Shuar. Observatorul de pasăre este aici. Ce am venit acolo, ce s-a urmă. S-a făcut prea târziu. Au tăbărât toate gâzile pe noi. Sunt țărei. Musculițe. Ups. Până aici se poate. Tell you something about... Aici vor construi un pod. Oh, yeah. And I think if... This is new. Yesterday it wasn't here. Aha. Asta este nou, ieri nu a fost aici. Da, se mișcă foarte repede cu construcția în Ecuador. Chiar și strada acolo, în Banios, unde stăm. Acum două zile am început, azi au terminat-o. Hola, bună tarde. Hai. From here? Oh, this is new. Yeah. Yesterday. Yeah.
Ca să pun musa? Să vină un om, să-ți. Poză nou. Da, și pui. Wow, și ce se poate face baie. Cine, da? Aici pe vremuri îi vedeai îmbrăcați. Acum, cu haine moderne. Wow. Am ieșit într-un sătuc. Presta la fix către Baniu, sunt 100 de kilometri. Întoarcem în baza Transilvania. Rula de acces este asta, de aici. Parcă zici că bagi o adresă de Bitcoin. Sau de PH. Mai rău, chiar. Da, parola. N-am văzut niciodată așa o parola mai mare de aia. Net. Suntem rupt de foame. Am mâncat doar banane. Super viteză. Am ajuns super repede. Oră jumate am ajuns. Dacă cineva crede că asta e portocală, nu e. E lămâie. E lămâie. Dar ce-a crezut? Povestea mâștilor sunt diferite personaje. Acest personaj este un indigen. Care s-a băgat în politică. În politică. Și a destabilizat sistemul, iar în noaptea de rebelion, fiecare își pune cât o masă și se face chiar și o ceremonie, se face ca un păpușoi și se pune una din măștile astea care reprezintă personaje din viața reală, politicieni, fotbaliști, tot felul de oameni din Ecuador. Păpușii îi se pune căpățâna respectivă și se arde. Este masca pentru 2,50 $. De fapt, un fotbalist. Y después se pone y se... Algunos le creman, otros le guardan la, la cabeza para, sí. Así, para tener para el próximo año. Pentru ca să ardă tot negativul din an. Tunat. Oh, yeah. Ia să vedem, wow, dar ce calume ați făcute! Pentru 2,50 $. Poate să facă și fața ta.